și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal parfumat, unde povestim de obicei despre parfumuri. Îmi era tare dor să filmez seria aceasta, să filmez clipurile din seria Parfumurile Săptămânii, pentru că pe mine mă ajută foarte mult să mă organizez, mă ajută să port parfumurile din colecție și să nu întind mâna după 2-3 parfumuri și acelea fiind noi în colecție, iar restul să stea acolo în spate și să splângă. Sunt parfumuri în spatele dulapului pe care probabil nu le-ai mai văzut de mult, nu le-ai mai purtat de mult și cu siguranță îți plac, dar nu ai ajuns la ele. Da, avem colecție mare, asta este situația și știu că sunt multe dintre voi care aveți multe parfumuri și vi se întâmplă și vouă la fel, așa că această serie pe mine mă ajută să mă organizez, să-mi rotesc parfumurile și să le port, dar sper să fie și o sursă de inspirație pentru voi, să faceți și voi așa, să vă puneți pe tăviță la început de săptămână parfumurile pe care vreți să le purtați în săptămâna respectivă și de obicei nu pun un parfum pe zi, pun mai multe să am de unde alege, hai să zic 10, să am de unde alege, să port parfumurile în funcție de ocazie, în funcție de preferințe, în funcție de stare și așa mai departe. Deci am de unde alege dacă îmi pun mai multe parfumuri pe o tăviță la începutul săptămânii și pe acelea le port. Da, și se întâmplă chestia asta săptămânal, punem alte parfumuri și uite așa ajungem să ne purtăm parfumurile din colecție. Sper să vă placă și haideți să începem să povestim despre parfumurile pe care eu le-am purtat săptămâna trecută. O să încep cu Cair Pistachio. Este un parfum minunat. Mi l-am dat acum pe mână și, cum să zic, miroase și în cameră. Deci mie mi se pare că parfumul acesta, pe lângă faptul că persistă foarte bine, este foarte intens. Miroase super bine. Dacă îți plac parfumurile dulci, dacă îți plac parfumurile gurmande, Cair Pistachio este minunat și are un preț super, super bun. Pot să spun că l-am înlocuit pe cel de la Kayali cu acesta, cu ușurință, pentru că este un înlocuitor foarte bun și prețul este unul foarte, foarte bun. Cair Pistachio miroase a fistic, a înghețată cu fistic, este, miroase și a bezele, are și ceva proaspăt acolo, niște frunzulițe, ceva, cumva nu lasă să devină unecăcios, să devină pudrat, să devină prea dulce, chestia asta proaspătă pe care o are și vă spun, l-am purtat și m-am bucurat tare, tare mult de el. Ador parfumul acesta, îl ador, l-am purtat cu mare plăcere. Dacă faceți cumpărături pe Dubai Collection, nu uitați să folosiți și codul CC10 pentru 10% discount și vedeți că au foarte multe noutăți. O să avem în curând și un haul Dubai Collection. Asta dacă nu, o să-l filmez și o să-l postez înainte de acesta, dar nu cred. Nu, o să avem un haul uriaș de pe Dubai Collection, cu multe noutăți și cu multe parfumuri populare, așa că stați pe aproape. Un alt parfum pe care l-am purtat cu mare, mare plăcere, cu cea mai delicioasă smochină, este Adults de la Kilian. Ador parfumul acesta și nu doar vara, dar l-am purtat cu mare plăcere în această vară. O să văd cum ne înțelegem și în perioada ceva mai rece, dar vă spun că are cea mai frumoasă smochină și cea mai delicioasă, este un nectar de smochină, este și lemnos, este foarte, foarte cremos și îl ador. Vreau să vă spun că recent mi-am cumpărat o miniatură de Versace Crystal Noir pe care l-am avut în colecție acum câțiva ani și pot să vă spun că nu prea ne înțelegeam, cumva nu-i găseam perioada potrivită. Dar cred că este un parfum ceva mai sexy și ceva mai matur pe care îl apreciez mai mult acum și pe care mi l-aș dori în colecție, dar vă spun că și acest Adult se duce în acea zonă, nu este la fel, nu? Și mai am unul,
care se duce în aceeași zonă este Jo Malone, Dark Amber and Ginger Lily. Sunt niște parfumuri care urmează un trend. Nu sunt la fel, dar se duc în aceeași direcție. Și da, îmi doresc și Crystal Noir în colecție, Apa de Parfum. Îmi place, am o miniatură. Momentan nu o să mi-l cumpăr pentru că am mai multe parfumuri care au direcția aceea, așa că o să mă bucur de acestea. Dar da, da, ca să vă faceți voi o idee, au ceva în comun. Iar Edels, ce are în plus este nectarul de smochină, care este suculent, așa. E genial parfumul acesta, îmi place foarte mult, de-aia îl și port de altfel. De aceea și port parfumurile, nu știu de ce vă spun mereu că îmi plac, pentru că dacă nu mi-ar plăcea, nu le-aș purta. Un alt parfum este Femme Parfum, este un parfum seducător, tropical, este superb. Îmi place foarte mult acel mango delicios din acest parfum, îmi place și sticluța foarte mult. Oh da! Are și o iasomie foarte frumoasă. Îmi place combinația asta de flori cu fructe tropicale. Da, o să-l port în continuare. Acesta este un parfum versatil pe care o să-l port și în perioada rece, așa că o să vă tot povestesc despre el. Un alt parfum despre care v-am tot povestit în ultima perioadă și nu o să insist este Juliet Has a Gun, Last for Sun. Un parfum tropical, floral, elegant. Un parfum care miroase a vacanță. Pink Me Up de la Atelier de Zor. Un parfum deosebit. Nu este un parfum care poate fi purtat de toată lumea. Asta vă spun sigur. Are un... Da. Este fructat. Trandafiros. Are un iris foarte intens și un pic murdărel, așa. Deci, parfumul acesta nu trebuie să fie cumpărat blind. L-am purtat săptămâna asta și fiind atât de cald afară, pot să vă zic că nu a fost chiar ce trebuie. Este un parfum pe care poți să-l porți vara, dar în seriile ceva mai răcoroase de vară și apoi de-abia aștept să văd cum ne înțelegem în perioada rece, pentru că a ajuns la mine vara și nu știu exact, dar în iunie, când am fost eu la mare și seara era destul de răcoare, ne-am înțeles super, super bine. Acum, într-o zi în care l-am purtat, mi s-a părut că este cam greuț pentru o zi de vară. Știți cum este vara asta, a fost nebunie, încă este foarte cald și da, vedeți, după cum vedeți, nu m-am îndreptat către parfumuri citrice, nu m-am îndreptat către parfumuri proaspete, nu am simțit nevoia anul acesta și eu oricum port ce am chef și ce simt să port. Am o grămadă de parfumuri citrice, am o grămadă de parfumuri proaspete, pur și simplu nu m-am îndreptat către ele, am purtat fix ce mi-am dorit să port. Da. Haideți să vorbim și despre un body mist favorit în ultima perioadă. Este vorba despre acest Pink Power Fluffy Vanilla in Bright Future de la Victoria's Secret. Din păcate nu cred că se găsește, dar îmi place foarte mult. Și cred că îmi place cel mai mult dintre body misturile pe care le am eu de la Victoria's Secret. Nu v-am arătat eu prea multe vouă, dar am câteva în colecție. Nu le-am purtat în această vară, chiar am și ceva acvatic și sărat. Mi-a plăcut acesta pentru că miroase a înghețată de vanilie. Se simte parcă și un con de înghețată, dar și o vanilie pufoasă, aerisită. Cred că este o combinație de vanilie și cocos și am văzut eu că în note ar fi și pară, dar nu o simt. Simt o vanilie aerisită și pufoasă. Mi-a plăcut foarte, foarte mult acesta și îl port în continuare. Apoi
Am aici două, am un decant și o mostră. Decantul acesta este de pe Dubai Collection, You're Drugged. Este un parfum inspirat de Killian, Intoxicate, dacă nu mă înșel, Focus. Și v-am povestit într-un video anterior despre acesta. Îmi place foarte mult. L-am testat și v-am spus că merită o sticlă full size. Deschiderea este genială. Genială. Este o deschidere spicy, ciocolatoasă, dar l-am purtat și când se usucă, simt o tămâie acolo, simt ceva bisericos. Mi se pare că se duce în uscare, se duce mai înspre masculin, deci nu o să-mi iau o sticlă full size, mie îmi plac parfumurile ceva mai feminine, dar nu mă deranjează ceva în uscare. Deschiderea este foarte frumoasă, v-am zis, miroase a ciocolată, este spicy, este cald, este dulce, are și cafea parcă, dar când se usucă nu ne înțelegem. Și am consumat și mostra aceasta de la Initio Paragon. Vai cât de frumos este parfumul acesta. Este un parfum lemnos, este un parfum cu Palo Santo, relaxant, plăcut. L-am purtat într-o zi în care era cald și am ieșit în oraș și m-am înțeles super bine cu el. E foarte plăcut, super cozy, mi se pare un parfum perfect pentru a fi un parfum semnătură. Mi se pare că poate fi purtat oricând, oriunde, deci e super versatil și foarte, foarte frumos, dar este și un parfum foarte scump. Și Mask Therapy îmi place. Aș putea să zic că parcă îmi place mai mult acesta, dar nu vreau să spun asta pentru că nu l-am purtat nici pe acela foarte mult ca să îmi fac o părere foarte bine conturată, dar mi-aș lua un parfum inspirat din Paragon și să-mi spuneți dacă aveți voi în colecție Nashama sau cel de la Latafa. Sunt două parfumuri despre care se spune că sunt inspirate din Paragon și da, dacă poate aveți în colecție, poate ați testat și Paragon și îmi spuneți care vi se pare că este mai apropiat sau dacă ați găsit parfumuri inspirate din acesta care vă mulțumesc, îmi spuneți și mie în comentarii pentru că mi-aș dori să-mi cumpăr un parfum inspirat din Paragon. E bine, cam acestea sunt parfumurile despre care voiam să vă povestesc, pe care le-am purtat, de care m-am bucurat și sper că v-a plăcut clipul acesta. Noi ne vedem în curând cu un video nou. Spuneți-mi și voi ce parfumuri ați purtat, ce parfumuri purtați în această perioadă. Nu uitați să lăsați și un like, să împărtășiți cu prietenii voștri pentru că asta mă ajută foarte mult și ajută acest canal să fie descoperit și de alte persoane. Puteți să deveniți și membri în comunitatea de membri, vă ajut să faceți cele mai bune achiziții și o să vin și cu clipuri suplimentare. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!